Ministrul Educației Valentin Popa a propus în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții părinților din învățământul preuniversitar ca la admiterea la liceu ponderea de 20% din media de admitere să fie reprezentată de media tezelor de la materiile de bază, română și matematică pentru clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a, plus istorie sau geografie în clasa 8-a. Contactat telefonic, Ministrul Educației ne-a declarat că astfel elevii ar fi motivați să învețe pe tot parcursul anilor de studiu. Politica internațională în educație pune accent și pe verificarea pe parcurs. Dacă avem teze unice și standardizate, atunci nota 7 va reprezenta aceleași cunoștințe oriunde s-ar obține. Se elimină subiectivismul profesorilor de la clasă și atunci chiar putem trece la o pondere de 40% a verificării pe parcurs, așa cum este tendința mondială. În plus, stimulez elevii să învețe continuu, nu în salt, doar la final, cum fac acum cei care se pregătesc pentru facultate. Acumularea cunoștințelor e mai temeinică, astfel ne-a declarat Valentin Popa. Potrivit președintelui Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Iulian Cristache, propunerea Ministrului Educației a venit în contextul în care cei mai mulți părinți doresc revenirea la examenele naționale de admitere la liceu sau cel puțin ca fiecare liceu să organizeze examenele proprii de admitere, se arată pe hotnews.ro. Propunerea de modificare a procedurii de admitere la liceu va fi supusă dezbaterii publice.